ridicați cu hoare peste praguri, urcați până în clopotnițe deasupra, cocoșice de tablă, să-i distrugeți, voi, focuri de pucioasă iuți cadându, veniți și pârjoniți odată aceste pânze de albe, distrugeți sfera crudă a lumii, ca în vânt să piară tot ce se anunță de nerecunoștință în omenire. Nici focul, nici vântul și nici ploaia nu sunt copiii mei. De ce mă acasă, în fața dumneavoastră, jucând Shakespeare. Să dăm timpul înapoi. Așadar, ce făceam eu în Germania, într-o stație de autobuz și de taxi, cu 3 zile înainte de Crăciun? Nici ei nu scapă de unul de voi. Dumnezeule, Doamne, dacă mai aud o dată muzica asta, cu siguranță o să nebunesc și v-a trimis-o o dată și de 700.000 de ori, că mai sunt 3 zile. Și te vorbesc mai așa, dar. Și te uite așa, dar. Deci că te vorbesc... Și chiar nu mi-era greu, că m-a bătut la cap o viață întreagă. Nu fă aia, nu fă ailaltă, unde-ai fost până la ora asta, Șerboane, unde-ai fost? La filmări unde să fiu? Ei, la filmări, miroși de la o poștă, ai fost cu Mircea la bere. Ei, da, am fost. Și dacă am fost, ce dacă am fost? N-am voie? Am fost. Și gata, închideam gura. Nu mai avea ce să zică. Și nepoțește-i mei. Nepoții mei. Putea și Mihaela să-i învețe, cum se zice, măcar bună ziua pe românește. Să vină și la mine și să zică, bună ziua, tataie. Ce mai faci, tataie? Cum te mai simți? Aiurea. Abar. Ci că trebuie să se simtă integrați aici. Ce să se simtă integrați, domne? Că-s nepsa de-a care-i integrați. O proastă, fiica asta. Chiar e o proastă. O mare proastă. Ar trebui să-și facă probleme, că nepoții ăștia mei n-or să știe în viața lor unde e România pe hartă, nici măcar atât. Nu sunt stare să zic o vorbă în românești. Habar n-au de unde vine măsa. N-o să poată în viața lor să citească măcar un rând din Caragiale, din Creangă, nimic. Vai de capul lor. Nimic. Dar ei nici măcar nu știu cine sunt eu. Mă rog, cine am fost? A trebuit să le spun că sunt șofer de taxi. 211, 211. Ăsta sunt. 211, 211. În țară era altceva. Și a dus-o la el în sat. Și s-au iubit toată viața. Pot eu să le povestesc nepoților mei povești de astea? Pot? Nu pot. Că eu atâta știu, nemțește. Haben Sie ein Coca-Cola. Sau Ich weiß nicht. Altceva nu știu. Ce rost are să ai nepoții dacă nu pot să le povestesc? N-are niciun. I-am spus lui Mihaela, măi Mihaela, lasă-mă pe mine, fata tati, lasă-mă pe mine, că învăț eu românești, un cuvânt azi, unul mâine, uite așa, încet, încet, ceva să prinde de ei până într-un an. Lasă-mă, nu, tată, nu, te rog foarte mult. Copiii acum învață engleza. Nu poate să învețe 2 limbi străine deodată pentru că le-ai încurcat.
limba di Camioela, limba română. Pentru tine e o limba străină. Țigaret. Nein! Nein, nein! Nein, mai ai plaț! Plaț! Vec! Ia-ți-te, domnule. Camarad, ein camarad. Nein! Mein plaț! Mein plaț! Plața! Vec! Dar nu te vrea acolo odată de aici! Fii la ecoar ca să fii! Ia uite la el! Dar care de dracu? Ia uite, domnule, nu înțeleg ce dă vorba cu ăla. Sunteți români? Ce, mă, tu vorbești românește? Păi nu se vede că trăiți. Trăiți. Păi, mă, tu știi românește, ești român? Știu, dar pe rost sunt român, normal că ești român. Păi și dacă ești român, de ce mă lași, mă, să mă scălăm, băi, pe limba nemților? Păi, eu știu că sunt român, dar nu știam că sunteți și noastră români. Când m-ați luat la jurat, mi-am dat seama că sunteți al nostru. La început, când m-ați luat cu nai-nai, vec-vec, am crezut că sunteți ai lor. Ei, dai lor, pe drag. Fii-ați ai dragului să fiți cu muzica voastră, nu știu că ne puneți. Dom'le, dacă mai aud o dată muzica asta, m-am putut tot drag. Fii-ți ai dragului cu muzica să vă fie. Dumnezeule, Doamne, cine dragul m-am putut să fie aici? Cine m-am putut să fie fața casei și mor ca prostul. Eu așa zic, n-am văzut. Tipic românesc. Cărămida nu cade în cap nimănui așa din senin. Asta spunea Bulgacov. Cine? Un scriitor, Bulgacov. E bulgar? Rus. Rus Bulgacov? Dacă e rus, nu trebuie să-l cheme Rusnacov. Dacă e bulgar Bulgacov, dacă e rus, Rusnacov. Deci tu, dacă ești român, te cheamă Românacov? Ce știu rușii, domnule? Rușii cu ale lor, noi cu ale noastre. Și-o-i muri și eu de lume, să mă sui în copârșău, păi la un loc cu Dumnezeu. La un loc cu Dumnezeu. Copârșău de lemn e ude, copârșău dă-mi ude, unde e moartea nu pătrunde, unde e moartea nu pătrunde. Ce frumos! Ca un om înțeles. Ce să fac, nu știu, dar pentru copii ăștia era faci și dacă aș avea un sfert, cum a spus în țară, nici ce câștig aici. Aș mai rău. Da, are acum de Crăciun mă duc la ei, încărcat mai ceva ca Moș Crăciun. Ia, oprești-o că ne spuneți de tot, dacă mai aud o dată. Pentru mie să dau în ăla cu ceva! Ia uite-te-o la caută!
rezolvat. De ce treabă ții pe așa, mă, că l-ai oprit? Cu asta mi-o cred, las-o ca cât alta, ca să ne ducă pe ei. Inimioară, ce foc mare este dobor, mă dobor, mă dobor o poală grea, dobor și cu dragostea, la brăiliți, ia fără patrânța, aș dar calul și căruța, numai să-i sărut gurița, numai să-i sărut gurița, draga mea. Pensar que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, ay, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Ridicați-vă până într-o potriță deasupra, cocoșii cei de tablă, să-i distrugeți. Nici vântul, nici ploaia, nici furtuna nu sunt copiii mei. De ce, măcruță? Voi, forțe ale naturii, loviți-mă! Loviți-mă, forțe ale naturii! Nici când eu nu v-am zis, iubita tatei, nici când nu v-am dat regatul meu de zestre, loviți-mă. Cine are un pic de duh? Cine are un pic de duh? Nu se plânge, nu se teme. Nu se plânge. Nu se teme. Nici de soartă, nici de vreme. Nici de soartă, nici de vreme. Nici de apa din